suntem al treilea an de când am depus Clubul Fermierilor Români împreună cu Federația Națională a Cartofului din România, un plan național de redresare a culturii cartofului în România, deoarece dacă în anii 90 România avea 400.000 de hectare de cartofi, momentan avem 32.000 de hectare, cu care reușim să facem aproximativ 30% din necesarul țării. 70% se importă. În acest plan strategic, într-adevăr, avem trei puncte importante. În primul rând, sprijinul la sămânță, care am avut succes în sensul că s-a menținut, dar am avut insuccesul sau dezamăgirea să constatăm că față de ceea ce am propus noi în acel plan, am reușit să obținem doar jumătate ca sumă pe hectare. De fapt, este o subvenție europeană, dar alocările se fac, împărțirea se face aici la noi și așa s-a împărțit că doar jumătate față de anul trecut s-am primit pentru producerea de semințe de cartof. Un alt punct a fost sprijin pentru cei care fac performanță, un 4 bani pe kilogramul de cartof consum produs. Și aici am reușit pentru 2021 să-l... Deci am avut o înțelegere cu domnul ministru care a fost la momentul de față să ne dea prin minimis și urmând ca în 2023 să se transforme în schemă de ajutor de stat. Într-adevăr s-a dat cu minimis, dar cu foarte multe neplăceri pentru fermieri, controle din trei direcții, oameni de la APIA și Ministrul Agriculturii puși la drum degeaba, și așa mai departe, iar dezamăgirea și aici este că nu s-a făcut schemă de ajutor de stat din 2023 și în felul acesta, existând un plafon bine determinat la minimis, producătorii mai mari anul acesta n-au mai luat niciun fel de sprijin, de ajutor, de sprijin. Chiar de ajutor pentru cartoful de consum. Al treilea punct este, noi în acel program am făcut niște calcule foarte exacte în care am arătat cam câți bani ar fi necesar ca să asigurăm necesarul de cartof de consum, să asigurăm depozitarea și vă dau niște sume exacte. Ar trebui să contribuie statul român cu 400 de milioane de euro și restul ar fi partea fermierilor. Din acești 400 de milioane de euro ar putea fi date o parte din fonduri de mediu, așa cum s-a făcut și în Belgia, de exemplu, unde am fost, și în țările vest-europene, și restul de la bugetul de stat, și cu acești bani, eu zic o nimica toată, am asigurat depozite suficiente ca să depozităm necesarul de cartof consum al țării. Pot să spun că doar atâta că s-a făcut măsură separată pentru construcția de depozite, dar din fonduri europene, care la multe firme sunt destul de greu de accesat, mai ales dacă vor rămâne acele puncte ESO. De exemplu, eu și producătorii mai mari nu ne încadrăm decât varianta ar fi să facem cooperativa. Deci dacă vrem să facem aceste două lucruri, cantitate și calitate, trebuie să ne dotăm cu utilaje performante și mai ales partea de depozitare. Ajungi la 1 milion de euro aproape dacă vrei să depozitezi 500 de tone de cartofi. Deci sunt foarte mari, aceste utilaje sunt foarte performante, poți să faci calitate cu ele, dar din surse proprii nu s-a făcut nicăieri în Europa și nici nu cred că se poate face. Deci investiția nu se întoarce decât la nepoții noștri.